Deci, doamne, uitați-vă puțin cât de joasă e, uitați-vă cum arată. Salutare, oamenii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog. E bine, astăzi mergem la Key Tuning să ne tunăm mașina, de-abia aștept să o fac mai agresivă, deoarece este puțin cam clasică. Voi încă nu o cunoașteți, dar o să vă prezint, pentru că n-am simțit că este nevoia să stau să mă laud cu mașina aceasta, să o expun și să zic că, mamă, ce BMW mi-am luat. Dar acum o să o tunăm cu ajutorul Key Tuning. Mulțumim Key Tuning pentru că ne oferiți această ocazie să tunăm această mașină și să o facem puțin mai agresivă. Dar înainte de toate, nu uitați să lăsați un like dacă vreți să mai vedeți vloguri cu mașina mea și poate, cine știe, dacă vă place acest tip de content, o să și vopsim și o să vorbim cu cineva ca să o vopsim și să o tunăm mai mult. Și de asemenea să lăsați un follow pe Instagram, fiindcă acolo postez antrenamentele mele zilnice și toate mesele pe care le am în fiecare zi. Dar până atunci, haideți să mergem să o curățăm, pentru că este destul de murdară. Mergem să o spălăm ca să o lăsăm la kit și după care suntem pieton pentru 24 de ore. Și o să vă iau cu mine toată ziua ca să vedeți ce fac. Bun. Și sincer, voi sunteți principala cauză pentru care proiectul acesta are loc și vă mulțumesc din toată inima pentru tot suportul vostru. Dacă nu erați voi, credeți-mă, proiectul ăsta nu avea loc. Dar lăsând asta la o parte, eu sunt chiar curios, voi cum vă spălați mașina, la jeton sau normal? Eu în general mi-o spăl la jeton pentru că îmi place foarte mult să mi-o spăl eu. Puțin murdărică, Asclan. Puțin murdărică. Pornim acum mașina, o lăsăm puțin. E puțin cam prăfuită, de-abia aștept să o spăl. Nu suport să am mașina murdară, dar repet, a plouat în ultimele zile și revin de acolo și după care mergem să o lăsăm. Țin atât de mult la mașina aceasta. Am încredere în Key Tuning că o să facă cea mai șmecheră mașină, așa că aș lăsa-o și o săptămână doar ca să o facem mult mai tare decât este acum. Bum! Altceva, băi, acum, altceva. Nu luați în seamă jantele astea cotețărite, o să le recondiționăm sau poate le și schimbăm, cine știe, dar altceva arată acum, e mai curată, mai... Haideți să-i dăm și cu puțin aspirator și revin imediat. Oamenii mei, am ajuns la Key Tuning, am venit să lăsăm mașina, așa că haideți să sunăm la interfon și să vedem ce ne zic. Și am semnat acum câteva acte, un acord de imagine și mergem la... Dar să-mi dau și masca jos ca să mă înțelegeți mai bine. Mergem la service să lăsăm în sfârșit mașina și revin de acolo. Pa, pa! Trebuie să lăsăm acum mașina aici la service, dar venim mâine după tine. Ce frumos e să umbli pe stradă, să fii pieton, să mă duc la sala acum cu metrou. Chiar mi-era dor să merg, sincer, cu metrou. Acum e și ora aia de aglomerare de tot pe aici, prin Berceni. Nu, hai mă, bagă de știu, iau să mă știu. Păi, și cu, da, și cu lămâie. Eu cobor aici, pe dreapta. Cobor acum repede? Da. Vă mulțumesc mult de tot, o zi frumoasă vă doresc. La revedere, sănătate. Foarte frumos din partea omului, m-a luat efectiv. Nu găseam niciun taxiu, nimic, nimic acolo la Jilava. Ce să mai găsesc, n-a venit niciun bol. Dar omul s-a oferit să mă ia, așa că respect domnului. Noi acum mergem la sală, mă duc spre metrou și revin imediat. Au trecut două zile, a fost o mică problemă la evacuare, a durat puțin mai mult să o facă și acum mergem să vedem mașina, de-abia aștept să o văd, sunt efectiv super entuziasmat, sunt în Uber și pentru că din Glesi s-a transformat într-un monstru 100%. Am văzut și niște spoilere, mici spoilere mi-au dat cei de la Kit pe Instagram, au postat pe Instagram, aveți Instagramul lor chiar aici în partea stângă în cazul în care vreți și voi să le vedeți toate. Mașinile tunate pe care le-au avut până acum au totul postat la ei pe Instagram și revin imediat de la ei din garaj. Bun. Thank you.
și cum au făcut mașina asta. Deci, Doamne, uitați-vă puțin cât de joasă e, uitați-vă cum arată. Aude mașina asta, deci sunt efectiv în stare de șoc. Niciodată nu mă gândeam că un diesel o să se audă în halul ăsta. Nu știu dacă se aude. Să ne vedem cu Șerban acum, să-i vedem și lui reacția, pentru că trebuie să-i vedem și lui Șerban reacția, doar nu e degeaba cel mai bun prieten. Dar, mamă, sunt efectiv șocat de ce au făcut cei de la Kitunic. Deci, efectiv, le mulțumesc din toată inima că au făcut asta și că au ales să facă acest proiect cu mine. Și, Doamne, revin imediat. Ești pregătit? Ia! Ia! Băi, ești... Dacă tot a venit și Brăzvan, Andy Popescu, să-mi zică și el ce părere are. Ia. Hai, cu curaj. Bum. Bine. Bine. E de pe FO? Să vină băieții să te tragă pe dreapta. Super bine se aude. Tipsuri de carbon, tot ce trebuie. Ești în Liga Mare acum. Hai că da. Kitunic, frumos. Bun. Și cu jantele astea ce facem acum? Astea, cotețăritele astea. Zi repede ce facem cu cotețele astea. Să facem cu 17, ne trebuie un minim 19. Zici? 19 frumos, da. Zici tu? Trebuie să punem ceva frumos, un 19 măcar. Da, așa per total îți place, nu? Un pachet de jante, niște folii pe faruri. Folii pe faruri ca să fie talonul. Să fie băieții talonul. Și aia e. Frumos. Pe spate, da, niște folii negre. Grile negre. Rămânem așa fără număr. Rămânem fără număr și fără talon în același timp. Și oamenii mei, cam acesta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut și side note, eu am mașina aceasta din decembrie, doar că până acum nu am simțit nevoia să o fac publică, deoarece nu-mi place să mă laud cu anumite lucruri și știm foarte bine că există foarte mult hate în mediul online și acum dacă am avut ocazia să... Și oamenii mei, cam acesta a fost vlogul, sper că v-a plăcut și ca o paranteză, am această mașină din luna decembrie, nu am preferat să o fac deloc publică, deoarece nu-mi place să mă laud cu anumite lucruri, dar acum dacă am întâlnit ocazia de a colabora cu Kitunic și mi-a oferit oportunitatea de a pune acest pachet pe mașina respectivă, am zis că de ce nu, de ce să nu accept și am vrut să le promovez serviciile, deoarece sunt o firmă care oferă servicii de calitate înaltă și... Aveți Instagramul lor în descriere și de asemenea și site-ul. Sper că v-a plăcut vlogul și încă o dată vă mulțumesc enorm că ați fost până acum de un an de când fac YouTube alături de mine și dacă nu erați voi, sigur nu se întâmpla asta niciodată. Ne vedem la următorul vlog. #maniac. Pace. Boom.